Un bărbat a furat mai multe aparate electronice dintr-un magazin din Timișoara în puterea nopții. Bărbatul de 33 de ani nu s-a mulțumit cu ce a strâns în prima noapte de atac, așa că a revenit și a doua noapte, însă ghinionul l-a trimis direct după gratii. Polițiștii secției 3 Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara, au reținut un bărbat bănuit de sevârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. În fapt, la data de 20 martie, polițiștii au fost sesizați de către administratorul unei societăți comerciale situată pe strada Avadul Călugăreni cu privire la faptul că, în noaptea de 17 spre 18 martie, respectiv 18 spre 19 martie, o persoană necunoscută ar fi pătruns și ar fi sustras mai multe bunuri electronice. Astfel, în noaptea de 19 spre 20 martie, a fost depistat în flagrant delict în incinta a societății un bărbat în vârstă de 33 de ani care ar fi încercat să sustragă din nou bunuri. În urma probatoriului administrat în cauză la data de 20 martie 2024, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat în formă continuată, transmit reprezentanții IPJ Timiș.